Și faptul că uh, domnul Sorin Cornilă a depus o cerere la partid prin care a menționat că dorește să fie prefect, acea cerere a fost supusă, știți foarte bine că a scris în presă, votului Biroului Politic Județean în luna septembrie sau octombrie, dacă mă așa, chiar a scris despre acest subiect și dumneavoastră, în urma votului cu o singură abținere și toate celelalte voturi pentru. A fost votat domnul Sorin Cornil, asta înseamnă democrația într-un partid național liberal și eu n-am făcut decât să mulțumesc pentru încrederea acordată de colegii primari și de domnul președinte pentru toată această perioadă și era firesc să fac acest lucru. Nu înțeleg de ce acest lucru se aplică numai pentru funcția de președinte. Confruntarea au fost și pentru celelalte funcții, dar pe care nu le-am amintit niciodată și pentru funcțiile de prim vicepreședinți și pentru funcțiile de vicepreședinte, și pentru funcțiile de uh, membru birou Politic Județean, unde au fost într-adevăr și acolo, uh, să spunem, anumite jocuri ale democrației, jocuri politice, dar uh, încercăm să ne agățăm uh, de uh, uh, această competiție între, să spunem, uh, nu neapărat eu nu mă consider un greu al partidului, uh, între cei doi care au cădat pentru funcția de președinte. Mă repet, și în celelalte categorii de funcții politice au existat competitori. Dar niciodată nu am căutat, în cazul acelor care, și din punctul meu de vedere, cel puțin în cazul prim-vicepreședinților, cum ați văzut că sunt foarte importante la nivel național, sunt foarte importante și la nivel județean, nimeni nu a încercat să vadă dacă cineva a pierdut sau a câștigat dintr-un anumit motiv. Cred că același principiu se aplică și în cazul funcției de președinte. A fost o competiție politică, cum a fost și acolo care s-a terminat cu un rezultat. Atât, din punctul meu de vedere. Eu nu am nicio supărare, sincer. Supărarea de partea cealaltă. Ok, fiecare cu supărarea lui. Și de data asta uităm că au mai fost doi candidați pe care nu-i amintim. Deci au fost patru înscriși în. Pentru ceilalți noi există. E pur există și în atletism, adică se înțelegem, înțelegem. în politică. Haideți să ne înțelegem că o competiție electorală într din punctul meu de vedere, într-o competiție electorală, din punctul meu de vedere, când te înscrii, nu te înscrii ca iepure. Iepuri sunt cei care probabil renunțe, nu? Sau care duc trena o anumită perioadă după care obosesc. și mă repet, același lucru s-a întâmplat și la funcțiile de prim vicepreședinte și la funcțiile de vicepreședinte. Tocmai de asta este și stabilită, dacă nu mă înșel, o dată limită de depunere a candidaturilor. Ar fi contat dacă m-aș fi înscris în cursa electorală cu o lună de zile sau două luni de zile înainte de data limită? Oh, dacă era cu două luni, vă spunea că bă, conta extraordinar de mult. Nu cred că mai erați prefect la data alegerilor. Corect. Mai avem niște imagini, vă rog să le bă, dăm bă, acum. Spre sfârșitul lunii august a venit la Botoșani, atunci, uitați, este bă, alături da, de dumneavoastră în imagini, președintele, președintele bă, nu, încă nu era președinte prim atunci, era prim-ministru Florin Câțu. Dumneavoastră ați fost unul dintre liberalii, dintre puținii liberali care la început v-ați declarat sprijinul pentru Florin Câțu Așa în este. cursa internă bă, dusă cu bă, Ludovic Orban ați purtat atunci o discuție tetatet cu dumnealui cu ocazia dacă nu mă înșel pe 29 august a fost vizita. Ați avut o vedeți că unele lucruri se previzionau de atunci dacă ne uităm după se prefigurau, să zic după poze. Mă contrazic. Am avut o discuție chiar înainte de a urca în mașină. Așa, și ce v-a transmis atunci dumnealui? Stai liniștit că nu are nimic. Nu avea ce transmite. Mi-a spus textual, Vezi că avem o lună în care o să avem videoconferință, avem multă treabă, sau în următoarele luni avem treabă, să urcăm mașina și a plecat. Nu va da niciun semn că ați putea nu. fi înlocuit? Nu. Din informațiile neoficiale, cei trei, că mă rog, așa este în politica românească, eu știu că atunci vi s-a cam hotărât soarta? Nu, nu. Din punctul meu de vedere, și aici toți spuneți că sunt și chestii care nu sunt murite s-a și demonstrat ulterior că nu am fost schimbat. Într-adevăr, a fost domnul Flutur la Botoșan, că mi-a spus textual că în urma votului politic al biroului politic județean, voi va urma schimbarea mea. Uh, trebuie să respectăm uh, decizia BPJ-ului. I-am spus că ok, nu am nicio problemă cu acest lucru. Dar, așa cum spuneați dumneavoastră în prima parte a emisiunii decizia BPJ-ului a fost undeva în octombrie. septembrie-octombrie anul trecut. Schimbarea efectivă s-a produs abia în februarie după vreo 4-5 luni. De ce a durat atât? Știți dumneavoastră foarte bine că există niște proceduri în momentul în care se face, să spunem, o propunere pentru funcția de prefect proceduri care se desfășoară la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și care sunt, să spunem, de de durată.